Poliția italiană l-a arestat pe principalul suspect în cazul uciderii celor două românce din orașul italian Naro. Suspectul este tot un cetățean român care a chemat poliția după ce și-ar fi comis fapta. Crima a șocat localitatea Naro, unde românii reprezintă cea mai mare comunitate străină. Maria Rus și Delia Zărnescu, cele două românce găsite moarte în casele lor din Sicilia, ar fi fost ucise de Omar Edgar Nedelkov, un tânăr de 24 de ani de naționalitate română, care era vecin cu victimele. De altfel, el locuia în aceeași clădire cu una dintre victime. După ce ar fi omorât-o pe una dintre femei, tot suspectul a chemat și poliția, chiar de pe telefonul victimei lui. Bărbatul mai este însă acuzat și că a bagiocorit cadavrul uneia dintre victimele sale. Trupul primei femei a a fost găsit aproape complet carbonizat în sufrageria locuinței ei din Vicolo Avenia. Cea de-a doua victimă însă a fost găsită într-o baltă de sânge în apartamentul ei din Via Vinci. Polițiștii au găsit urmele unei altercații, precum și răni cauzate prin înjunghiere. Cele două case în care au fost descoperite româncele sunt situate la 150 de metri distanță una de cealaltă. Nu se cunosc însă motivele pentru care bărbatul le-ar fi ucis pe cele două femei, însă potrivit datelor existente, între suspect și victime ar fi izbucnit o dispută în timpul unei petreceri care a avut loc cu doar câteva ore înaintea crimelor. În Aro, comunitatea românească este cea mai mare dintre străinii care locuiesc în oraș și numără în jur de 300 de persoane dintre cei 6500 de locuitori ai orașului.